Accidentul rutier s-a petrecut vineri seară în jurul orei 22. În timp ce conducea autoturismul pe Calea Unirii din municipiul Suceava, un tânăr de 23 de ani din Republica Moldova a spulberat pe trecerea de pietoni din zona comercială doi bărbați. Victimele, un bărbat de 44 de ani din comuna Adâncata și un altul de 43 de ani din comuna Zvorăștea, traversau strada pe culoarea verde a semaforului când au fost surprinse și doborâte de mașină. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care la spitali s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Celor două victime li s-au recoltat direct probe la spital, întrucât starea lor nu le permitea să sufle în etilotest. În cauză a fost întocmit dosar penal. Pe durata măsurătorilor și cercetărilor la fața locului, traficul către și dinspre Burdujeni a fost deviat prin cartierul Ițcani.